Unde se direcționează banii în perioada aceasta? O întrebare foarte importantă. Vedem că sunt sectoare care vin din urmă, banii intră și în alte sectoare decât tehnologia. Da, ai auzit bine, poate că este ireal, doar tehnologie, tehnologia la șcheaps, nu. Vedem și alte sectoare care vin rotația a început și vreau să discutăm despre aceste sectoare pentru că poate apar oportunități pentru trade sau pentru investiții pe termen mediu sau lung sau diferite tranzacții și atunci, hai să dăm citire pieței și, bineînțeles, să ne uităm pe anumite resurse importante. Am strâns pentru din aceste resurse, îți reamintesc din nou, dacă vrei să rămâi cu mine în acest material, poți să lași o apreciere mai jos. Dacă vrei să ne susții echipa, și bineînțeles, dacă apreciezi materialul. Ședința de tranzacționare de pe 4 aprilie, vedem că s-a închis în scădere. Avem prima corecție mult așteptată de altfel este o corecție sănătoasă. Observăm că în această ședință de tranzacționare, S&P 500 a închis sub media din ultimele 20 de zile, media mobilă, moving average, și observăm că în sfârșit am avut această corecție. Asta nu înseamnă că după această corecție gata, urmează un crash bur curier și așa mai departe. Cum am mai văzut în diferite discuții, nu este prima corecție, s-au făcut niște rebalansări, este normal. S-a strâns foarte mult în clasa de active acțiuni, mai ales de către fonduri de investiții, fonduri de pensii, în momentul în care s-a deschis ședința de tranzacționare pe 4 aprilie a avut o creștere, o creștere foarte frumoasă. Chiar și indicii futures erau în creștere înaintea deschiderii ședinței de tranzacționare, după care a fost într-o creștere frumoasă, piața a crescut, a crescut, a crescut, după care spre sfârșitul ședinței de tranzacționare, seara la noi, dintr-o dată a avut această scădere. Efectiv calculatoarele vindeau, se vedea faptul că activitatea era de către calculatoare, de către roboții respectiv care vindeau efectiv foarte foarte mult și atunci a fost presiune de vânzare iar prețul a scăzut la S. SPY. În fine, acesta este un ETF care reflectă S&P 500. Și atunci, această scădere a fost de 2% dacă am luat de la vârful atins în aceeași ședință de tranzacționare. Dacă n-am luat de la vârf, să spunem că a fost o scădere cu vreo 1%. Nu foarte mult. Pot exista scăderi și cu 5% și cu 6%. Deci, nici măcar în această situație în care a fost o scădere, o corecție pe care o anticipasem de altfel, nu a fost o scădere atât de mare. Și atunci, un lucru interesant. Dacă ne uităm și am comparat cu ceva foarte aproape, practic această scădere a luat gain a luat câștigul din două ședințe de tranzacționare consecutive, după care a stagnat, a fost într-un mic platou și atunci, practic, ce a făcut a fost să șteargă câștigul de la începutul lunii și de pe la sfârșitul lunii martie. Deci nu este îngrijorătoare această scădere. Deocamdată. Observăm QQQ, Nasdaq 100 și el în scădere, a urmat piața da, tot uh, a închis sub. Uh... 20 day moving average sub media mobilă din ultimele 20 de zile și dacă ne uităm la S&P 500 vedem așa, deși erau în creștere aceste companii, să ne înțelegem la începutul ședinței de tranzacționare, de asta și înregistrez acest material cât de repede se poate ca să te actualizezi cu ce se întâmplă, Microsoft a închis în scădere, Google a închis în scădere, Nvidia aproape minus 4%, o scădere destul de mare, bine, are și de unde să descarce din capitalizare bursieră, vedem și în servicii financiare JP Morgan Băncile au avut o scădere, remarcăm Visa, Mastercard, iar scădere, peste tot Tesla, foarte interesant, a închis în creștere. Deci, în tehnologie observăm AMD minus 8%, Qualcomm minus aproape 3%, practic au urmat Nvidia în semiconductori, s-au închis în scădere, băncile au închis în scădere și, bineînțeles, servicii tehnologice au închis în scădere. Pentru prima dată de ceva timp, VIX-ul a crescut destul de mult, practic, indicele volatilității Vedem că a crescut, este la 16,34. 20 este un indicator îngrijorător în general, cel puțin în condițiile de piață de astăzi, până la 20 nu aș fi foarte îngrijorat. De ce a crescut? Pentru că am observat de la o creștere foarte mare în bursă, efectiv am avut o scădere ulterior. Agitație, da, am văzut agitație destul de mare. De ce? Pentru că avem noi indicatori care urmează să vină. Astăzi, vineri, pe 5 aprilie, urmează să avem șomajul în America. Care este, și am spus și în alte materiale, cel mai important indicator pe care Jerome Paul îl urmărește. E mai important decât inflația, e mai important decât orice alt indicator, pentru că în momentul în care rata șomajului crește, atunci economia dă semne că este mai tensionată și atunci poate că scade ratele de politică monetară. Dar dacă rata șomajului vine în continuare foarte mică, vedem că e cea mai mică în ultimii zeci de ani, atunci Jerome Paul nu are niciun motiv să scadă în rata de politică monetară, iar piața, a introdus aceste creșteri foarte mari de-a lungul anului 2023 și acum în 2024 datorită faptului că estimează sau au anticipat scăderile în rata de politică monetară. În absența acestor scăderi putem vedea corecții chiar și mai mari, dar ți-am spus opinia mea încă de acum, nu văd de ce Jerome Powell să scadă. Nu mai văd nici în trimestrul 3, poate în trimestrul 4 să scadă odată anul acesta în jurul alegerilor, dar dacă nu, nu văd de ce ar scădea rata de politică monetară. Nu este niciun motiv economic să o fac în momentul de față ar fi poate doar politic sau ambiții personale. Vedem că Dow a avut cea mai rea zi în ultimul an și vorbim aici de o scădere care nu a fost atât de mare pentru faptul că Jerome Powell a fost la diferite conferințe, a fost recent la o conferință și a spus că nu prea vede de ce să scadă rata de politică monetară, vede că economia se ține în continuare bine și atunci nu vede să se grăbească cu această scădere. Am văzut prețul petrolului că a crescut și el. În ceea ce privește rata de politică monetară, vedem că piața trebuie probabilitate de 62% să fie scăzută în iunie, da, destul de mare probabilitate, cei drept în continuare. Deci, integrează în prețurile din piață astăzi, pe 31-7, adică în iulie, se așteaptă să o scade chiar la 4,75%, ceea ce ar fi destul de mult, având în vedere cum se află economia astăzi. În septembrie, iarăși, se așteaptă cu 22% să o scade la 4,5% și dacă ne uităm, observăm că iarăși piața trebuie niște probabilități prea optimiste în ceea ce privește scăderea ratelor de politică monetară. Astăzi la ora 3 jumătate, ora noastră în București, în România, o să avem rata șomajului, o să se publice acest indicator, urmează să te actualizezi probabil luni sau marți, săptămâna următoare, să vedem și piața cum o să reacționeze la acest indicator. Am vrut să facem totuși un material înainte de acest indicator, să avem informațiile proaspete. Totuși, piața este destul de dovi și atribuie o probabilitate prea mare ca ratele de politică monetară să fie scăzute în 60 8 de zile din punctul de astăzi pe 12 a 6 a 2024 80% și 93% să fie scăzut în 166 de zile. Acum, e posibil să o scadă odată. De 3 ori consecutiv cu 25 de puncte de bază încep din ce în ce mai mult să mi se pară aceste previziuni mult prea optimiste. În sensul în care economia arată destul de bine și știu, rata șomajului este foarte jos. Am văzut că au fost diverse companii care au dat afară din personal și au redus forța de muncă că au fost disponibilizări în general mari. Dar e foarte interesant că, practic, dacă rata șomajului vine mică, ca să vezi un pic cum funcționează bursa, dacă rata șomajului vine, să spunem, sub așteptări, da? adică peste așteptări mă refer bine, adică este mai bine decât se așteaptă analiștii, doar că sub consensul analiștilor, adică o rată de șomaj chiar mai mică decât este previzionată la 3,9%, atunci piața o să atribuie mai puțin, o să fie chiar bearish, ușor. De ce? Pentru că reprezintă un stimulent pentru Jerome Paul să nu scadă ratele de politică monetară. Dacă rata șomajului vine mai mare, dar nu foarte mare, atunci Jerome Paul poate să ia în calcul o potențială scădere în ratele de politică monetară și atunci piața e posibil să fie mai bullish și să atribuie capital. Știu, este destul de ciudat la prima vedere. Adică te aștept să fie economia bună, rata șomajului mică și piața să crească. E bine, nu e chiar așa, pentru că, ți-am spus, este un lans de variabilă. În continuare, au existat intrări destul de mari de capital pe 4 aprilie 2024, chiar înainte de acea această corecție, adică sunt bani foarte mulți în piață, de asta spun că e posibil să fie cumpărat acest dip, cum se zice buy the dip și e posibil să avem o revenire. Nu cred că o să continue corecția aceasta neapărat, este o corecție sănătoasă, urmează să vedem ce se întâmplă, bineînțeles, și să ne poziționăm. Au trecut deja peste 100 de zile, acesta nu a mai fost actualizat, au trecut deja peste 100 de zile de când n am mai avut o corecție cu 5% în piață, ne în sute și media este de 67, dar apoi au trecut aproape, să spunem, 100 și ceva de zile și n-a a fost o corecție cu 10%, dar în medie trec cam 291 de zile până la o astfel de corecție, și atunci mai este timp. Însă, această corecție cu 5% n-am avut-o să ne înțelegem, deci a scăzut piața cu cât cu 1, și ceva la sută dacă nu am luat și creșterea dinainte. Foarte interesant, observăm rotația, vedem în aur, vedem în metale, vedem în energie creșteri destul de mari, adică dacă ne uităm față de semiconductori care vedem că ușor se tranzacționează la un randament ușor negativ. În ultima perioadă, vorbim despre ultima săptămână, acum spre finalul lunii martie, înainte de începutul lunii aprilie, și vedem că în continuare rotația continuă. Minierii pe aur cresc foarte mult, de asemenea vedem energia creștere, metale creștere, ceea ce ne indică faptul că piața începe rotația mai devreme decât mai târziu. Prima dată ne vom uita pe aceste sectoare din America. O să vezi că în ultima lună și de la începutul anului energia și materii prime au venit puternic din spate, și tehnologia chiar a avut un randament destul de modest. Hai să vedem cum se situează una față de cealaltă. Adică energia are o creștere în ultima lună cu 10%, vedem materii prime 7%, utilități 6%, producție 4%. Ăsta este un lucru sănătos pentru piață și de la începutul anului vedem creșteri, chiar dacă aceste industrie au fost într-un platou și au fost destul de bearish în trecut. Interesul a fost în principal pe tehnologie, dar vedem că tehnologia a venit în ultima lună cu plus 1%, dar energia și alte industrie vin din urmă, ceea ce înseamnă o rotație pe sectoare care a început. Asta nu înseamnă că tehnologia nu o să continue. Mă aștept să continue și să aibă cea mai bună creștere în viitor, adică în următoarele luni, următorul trimestru, dar la un moment dat o să se facă rotația. De asemenea, dacă ne uităm la mărfuri, de la cele mai joase prețuri când se tranzacționau, să spunem, în ultimele șase luni, vedem că vin din urmă și sunt ceva îmbunătățiri. Vedem benzină plus 39%, vedem cafea plus 28%, bumbacul crește, vedem o petrol WTI crește, vedem aurul crește, argintul vine ușor, ușor de la prețuri foarte joase și are o creștere o îmbunătățire, îmbunătățire, litium, paladium, cupru, aluminiu și alte mărfuri. Piața este foarte bullish, ăsta este adevărul, că aștepți o corecție, că nu aștepți o corecție. Piața este foarte bullish. Dacă ne uităm la sentimentul din ultimul raport al investitorilor retail, observăm că din neutru multe persoane au venit în bullish, adică au o direcție clară, și observăm că sunt la 50% din nou. Am mai avut pe la începutul lunii martie, după care a scăzut sentimentul bullish și iarăși este foarte bullish. Piața este foarte bullish, 50%, a scăzut nivelul neutru, să spunem, când piața nu prea știa, era destul de incertă. La ultima citire, pe 27 a 3 a 2024, vedem că investitorii retail sunt mult mai bullish, foarte puțin sunt bearish și din ce în ce mai puțin sunt fără o direcție clară. În principal și-au luat direcția, sunt bullish. Unde se duc banii? Banii se duc în principal în tehnologie, după care se duc în telecomunicații. Am văzut și în producție, dar în rest bani ies, adică n-am văzut să spunem creșteri foarte mare în injecții de capital. Aici vorbesc despre ultimele 12 luni, vorbim săptămânal și discutăm despre injecții în miliarde de dolari americani. Banii intră în tehnologie și atunci mă aștept ca în continuare să fie creșteri pe acest sector, cu toate acestea o să existe rotații și rebalansări, mai ales de fondurile mari de investiții. Interesant este că după aceste creșteri foarte mari, totuși la tehnologie vedem anumite scăderi și vorbim aici de miliarde de dolari. Aceste scăderi parcă arată Că e posibil să existe o reorientare a pieței de capital și către alte sectoare. Vedem Industrials ușor, ușor cum are o creștere în interes. Indicatorul volatilității este foarte important să ne arate sentimentul din piață, deciziile, agitația din piață. Dacă am scoate energia, am scoate zahărul și gazul natural, nu vedem un nivel de volatilitate prea ridicat, adică este cu mult sub media istorică pentru majoritatea mărfurilor, de exemplu ne uităm la cupru, ne uităm la nichel, ne uităm la aur, ne uităm la zinc, ne uităm și la bumbac, prin anumiți indicatori statistici, Z-score și, bineînțeles, percentila de 3 luni pentru volatilitate realizată în ceea ce privește mărfurile, observăm sub nivel și atunci nu vedem o volatilitate prea ridicată. Da, la gaz natural, la coco am văzut creșteri foarte mari, dar la cacao pentru ciocolată și atunci acolo într-adevăr există un un nivel de volatilitate mare, dar pentru majoritatea mărfurilor nu vedem un nivel semnificativ de volatilitate. Este un lucru foarte bun pentru piață. Dacă acum Apple este cea mai mare companie, Microsoft și Nvidia sunt cele mai mari companii din sector, din S&P 500, nu mereu a fost așa. Și e interesant să ne uităm în trecut ce sector era cel mai important și ce companie era cea mai dominantă din cadrul acelui sector și din indicele de referință. Pentru că în momentele respective banii intrau exact în același segment precum intra acum, da? în sensul în care din toate S&P 500 nu intra în equal weighted, adică cu distribuție egală, intra în principal în cei trei magnifici, 2, 8, dar lungul timpului au fost diferiți magnifici aceștia. Și vreau să ne uităm în trecut cine era cea mai importantă companie din indice. Cea mai mare companie din indicele bursier S&P 500 istoric a aparținut sectorului dominant. În momentul acesta este tehnologia. Ei bine, în ultimul deceniu, Apple a fost compania cea mai mare din indice care, bineînțeles, aparține sectorului tehnologic. În trecut, între 2005-2010-2012, am avut Exxon Mobile, da, cea mai mare companie din S&P 500 care a aparținut sectorului de energie. Atunci era un sector dominant. Am mai avut Microsoft în tehnologie, am mai avut General Electric, IBM, AT&T și General Motors. Pe vremuri între 1955 și 1970 și ceva. Este un grafic interesant pentru că ne arată tendințele și apetitul pieții. Și chiar dacă avem aceste creșteri în tehnologie, creștere după creștere, și ne așteptăm la niște rotații, asta nu înseamnă că tendințele nu vor mai fi la nivel accelerat în tehnologie. Dar vezi, tu trebuie să avem o mentalitate abundentă în piețele de capital. Sunt foarte multe persoane care spun că piața doar a crescut, doar a crescut și au ratat oportunitățile. Nu este așa. Piața oferă foarte multe oportunități ce se vor materializa în viitor. Nu există prea puține oportunități, nu există am pierdut trenul. Piața prezintă foarte multe oportunități. Important este să le identificăm și să avem curajul și buna informare să le exploatăm. Tot repet despre Russell 2000 pentru că sunt foarte mulți traderi, foarte multe hedge funduri care urmăresc acest grafic și se așteaptă la un breakout, se așteaptă la o convergență către Russell 1000 și către S&P 500 în randament, probabil poate să aibă la un punct anul acesta sau poate pe finalul anului sau la începutul anului viitor, se așteaptă să existe o creștere mai mare a Russell 2000. Ce se urmărește? Se urmărește să treacă de rezistență la 208 12, ceea ce ar confirma un potențial de creștere peste vârfurile din 2021. Deci, se urmărește să depășească 234-244,46 și s-ar forma un tipar bullish care ar putea să țină la 250-255. Ei bine, trebuie urmărit din aproape, în aproape, ți-am zis, este un grafic foarte urmărit de către analiști și de către traderi. Acum, ca investitor, dacă ești investitor pe termen lung, sunt interesante aceste tendințe ca să înțelegi mișcarea pieței și poate să identifici diverse oportunități pe care să le acumulezi ani de zile conform tezei de investiție. Acum când acopăr piețele, vreau să știi ce se întâmplă, unde sunt banii, unde migrează banii, care sunt direcțiile capitalului și care sunt tendințele, ce se urmărește, ce nu se urmărește și unde pot exista rotații. De asta spun că poate nu te interesează aceste grafice la prima vedere, dar vezi tu, este diferența de la întreg la parte. Este o parte constitutivă din întreg. Și ca să înțelegi piețele, ca să navighezi prin piețe, trebuie să vedem unde sunt ochii instituționali, pe ce sunt ochii hash fundurilor și traderilor foarte mari. Semnalul este din ce în ce mai bullish. Dacă am luat semnalul bullish plus semnalul neutru, care nu poți să zici că e bearish, nu are o poziție, nu știe ce să facă, să cumpere sau să vândă, da? Cel puțin din ultimul raport observăm că are o creștere reprezentativă și ne indică faptul că piața nu are de gând încă să se retragă, cel puțin investitorii retail sunt în continuare bullish, dar nu sunt încă foarte mulți participanți activi în bursă. Dacă ne-am uitat la diferite rapoarte, am văzut că instituțiile, traderii, fondurile sunt în principal, iar investitorii retail nu sunt atât de activi în perioada aceasta, precum au fost în alte perioade. Sunt mai activi decât în 2022, دار sunt mai puțin activ decât în alte perioade. Semnalul este în continuare foarte bullish și observăm este un semnal extrem de bullish neutru, mult mai puțin, dar față de 2023 martie anul trecut era 43% semnalul bullish și acum avem un semnal bullish de 84%. Bine, hai să spunem bullish plus neutru, pentru că sunt foarte mulți participanți care încă nu și-au luat o poziție, nu și-au luat o direcție clară. Important este că nu sunt bearish, adică sunt neutri în sens sunt care, în momentul în care sunt întrebați, prin diferite chestionare sau, bineînțeles, pe baza activităților bursiere, sunt întrebați. Cres că piața o să crească, o să scadă, spun nu știu, nu știu ce se va întâmpla. Da, o tendință neutră. Dar observăm că un astfel de nivel a fost prin 2020-2021, când au fost creșteri foarte mari. Și acum observăm că tendințele bullish sunt din ce în ce mai mari și o să continue cel mai probabil până la finalul anului, cel puțin, după care urmărim. Nu facem previziuni pe termen prea lung pentru că nu putem controla. Am văzut niște creșteri interesante în energie, în servicii financiare, în servicii medicale și în materii prime, materials. Vedem niște creșteri interesante și chiar dacă au rămas în urmă aceste sectoare, iar tehnologia a fost în frunte cel mai mult în ultima perioadă, vedem că sunt niște creșteri la vârfurile din ultimii 5 ani, atât US Energy, US Financials, US Healthcare și US Materials. Goldman Sachs oferă un overweight, adică spune că ar trebui să avem un portofoliu de investiții, un nou sector, un sector care era în urmă, dar vine din spate puternic, pentru că banii se direcționează acum mai mult în acest sector. Și este un indicator interesant și pentru cei care investesc pe bursa de valori din București, pentru că ți arată așa la nivel de viziune globală în America, bineînțeles, și unde sunt piețele dezvoltate. Și am văzut și mărfurile, diferite contracte futures că vin din spate, chiar și petrolul a avut o creștere. Și observăm că energia este acum recomandată de către Goldman Sachs. Vreau să ne uităm puțin pe aceste grafice. Vedem în materials o creștere interesantă, observăm de asemenea în energie o revenire ușoară, în industrials vedem o revenire ușoară și rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu alte industrii care nu sunt IT. Da, într-adevăr, it a avut cea mai frumoasă creștere din 2022 și servicii de comunicare, dar vedem ușor, ușor anumite tendințe bullish și pe aceste industrii. Vedem că cei de la Goldman Sachs au dat un calificativ de overweight la energie, da? Deci pe lângă IT, servicii financiare și servicii medicale, au pus energia în overweight. Sunt oportunități în piață, nu trebuie să scrie Nvidia pe companie ca să fie atractivă. Sunt și alte oportunități. De asta spun și de asta încurajez să avem o mentalitate abundentă în momentul în care monitorizăm piețele de capital. Să plecăm dintr-o poziție de putere, nu dintr-o poziție de slăbiciune. Vedem că 96% din companiile componente din energie se tranzacționează peste media istorică din ultimele 50 de zile, care este un indicator bullish, la fel și în materials, la fel și în industrials, la fel și în financials. Hai să vedem dacă vor reuși să crească și să aibă un breakout, să aibă o creștere mai accelerată decât au avut până acum și atunci putem să considerăm plauzibil că au șanse să ofere un randament mai bun. De asta o poziționare în anticipație poate să fie oportună în anumite companii dacă nu direct în ETF sau prin alte instrumente financiare. Petrolul și cuprul au avut o creștere impresionantă. Vedem aici cum se poziționează față de alte instrumente sau indicatori, pentru că vedem că din ce în ce mai mult atenție este pe petrol, perioada aceasta și pe cupru. Petrolul este un element inflaționist, pentru că dacă are creștere, atunci, bineînțeles, poate să crească inflația. Și atunci, bineînțeles, Jerome Powell nu prea vrea să scadă rata de politică monetară prea curând, nu? Când inflația crește potențial. O să avem și șomajul. O să vedem la cât este șomajul. Pentru că dacă șomajul este în continuare foarte, foarte mic, e posibil să avem o mică, mică scădere sau piața să fie neutră. De ce? Pentru că piața acum a integrat în deciziile bursiere faptul că o să scadă ratele de politică monetară de trei ori anul acesta consecutiv 25 de puncte de bază, în total 75 de puncte de bază. Și atunci, dacă șomajul e mic, Jerome Powell nu are niciun stimulent să scadă ratele politică monetare, nu are niciun sens oricum să o facă. Să am zis, dacă o faci, anul acesta este politic pur, nu este economic. Ce am urmărit în ultima perioadă? Mă uit la petrol și mă uit la cupru. Cupru a avut o creștere foarte frumoasă, la fel și petrol. Cum poți să capitalizezi oportunități? În cupru poți să te uiți la companii miniere și la petrol poți să te uiți, bineînțeles, la producători de petrol. Ai în România, de exemplu, OMV Petrol, mai în afară, ExxonMobil, Chevron, dar și companii mai mici, medii și, bineînțeles, cu expunere în aceste industrie. De asta spun că nu trebuie neapărat să crezi că ai pierdut trenul tehnologiei și să te duci acum pe vârfuri în tehnologie dacă tu consider că doar acolo sunt oportunități. Cred în continuare că tehnologia o să crească, nu mă înțelege greșit, în următoarele luni, dar vreau să spun că sunt oportunități și în alte medii. De exemplu, observăm acest scenariu de la Goldman Sachs. Dacă ratele de politică monetară o să fie scăzute și o să fim într-un mediu în care nu este recesiune, atunci, istoric, cel mai probabil urmează anumite creșteri în cupru și în industrials. De de asemenea o să vedem dacă sunt anumite creșteri și în aur în continuare și în petrol da? și în aluminiu. Deci nu trebuie să lăsăm, pentru că vezi tu, de obicei când prețurile sunt foarte sus, precum e la tehnologie, vrei să intre acum, este atractiv și vedem companii din petrol sau din alte industrie și spunem, ah, nu sunt atractive, stau pe loc și așa mai departe, parcă aș pleca. Da, dar important este ce urmează, nu ce a fost și cum ne poziționăm să capitalizăm pe creștele viitoare, pentru că în trecut nu ne mai întoarcem. Foarte multe persoane urmăresc Tesla. Oare să investesc în Tesla acum? Să nu investesc? Ei bine, în ultimii 5 ani a avut o creștere anuală cu 56,9%. A avut un randament deosebit. Cu toate acestea, a avut o scădere Tesla și vreau să ne uităm un pic pe grafic, dar vedem o marjă brută de 18%, o marjă a numerarului operațional disponibil întreprinderei și o 4,5%. Și ce putem observa? A avut o creștere într-adevăr în venituri, dar estimările cu privire la perioada viitoare au scăzut din partea managementului. Free cash flow a scăzut, a venit destul de jos. Sursa principală de venit este vânzarea de autovehicule și au și partea de energie, mai au și subvenții și alte forme de venit. Cu toate acestea au potențial să monetizeze și alte surse, pentru că Tesla este mai mult decât o companie care vinde mașini, este o companie care vinde tehnologie într-o formă sau alta. Că-ți place Tesla, că nu-ți place Tesla, nu asta contează. Discutăm cât se poate de imparțial. Vedem ca geografie vinde în America, vinde în Europa, Europa și în alte regiuni, dar și în China. Acum, observăm că producția vehiculelor a crescut doar cu 35%, vedem doar cu 27% a crescut uh, echipamentul sau, să zicem, stațiile de reîncărcare și, ca situație financiară au avut o creștere în venit, în free cash flow, au avut o scădere, au investiții și numerar și disponibilități destul de mari, sunt bine poziționați, clar, în momentul de față nu știu o altă companie care să vândă mașini electrice de o calitate mai bună, dar vreau să spun că vreau să spun ce oferă și vis-a-vis -vis de preț. Nu spun de ce alte mașini, spun electrice. Vedem că sunt foarte inovativi, ca și punct foarte, dar sunt într-o piață foarte competitivă, am văzut chinezii vin din urmă puternic, că-ți placă, că nu-ți plac mașinile, vin din urmă puternic, vând din ce în ce mai mult în Asia mașini electrice, au marje destul de mici de la Tesla, o să îmbunătățească marjele sau nu? Bineînțeles, rămâne de văzut. Vreau să ne uităm peste Tesla, da? vreau să ne uităm peste grafic. Pentru că ne-am uitat peste rezultate și vreau să vedem ce comportament bursier a existat. Au fost mai multe persoane care m-au întrebat ce părere am despre Tesla și dacă mă poziționez în perioada aceasta pentru că a fost o scădere în Tesla. Ei bine, hai să vedem despre acest emitent, cum se tranzacționează pe bursă și despre ce părere am în ceea ce privește prețul, pentru că este de acumulat, dar aș mai aștepta o perioadă, da? Nu m-aș duce repede cu bani în Tesla. Tesla este foarte tricky, cum se spune, da? pentru faptul că poate să crească puternic dintr-o dată și la un moment dat să te atragă ca un magnet așa să investești că pierzi trenul iarăși. Dar Aș mai avea răbdare un pic cu Tesla și uite, o să spun de ce. Personal, aștept să mai scadă în preț. Consider că Tesla este în continuare de viitor, este poziția mea în momentul de față. Am ieșit din poziția Tesla acum ceva timp pentru că ce se întâmpla în această industrie m-a pus pe gânduri și am ieșit, să spun, la un preț mai mare. Dar vreau să refac intrarea în Tesla, dar la un preț suficient de atractiv. Ei bine, sub 151 de dolari pe acțiune mi se pare atractiv, poate chiar și la acest preț să încep acumularea, a spune că a ieșit din această zonă pe care am tras-o de acum ceva timp și poate să aibă o scădere până la acest punct, după care, bineînțeles, mă gândesc că poate să aibă și o revenire ulterioară. Dar peste 151 de dolari pe acțiune nu văd să cumpăr, nu văd să achiziționez, mi se pare un cost de oportunitate prea mare. Dacă scade sub 151 de dolari, mă gândesc să acumulez bineînțeles, mă informez și pe baza condițiilor de piață de la vremea respectivă și mi-actualizez teza de investiții. Ți-am spus ce opinia am, pentru că au fost mai multe persoane care m-au întrebat de prețul Tesla, dacă este atractiv să cumperi, asta este opinia mea personală, am și o evaluare în spate, valoarea intrinsecă este chiar mai mică și decât prețul 251, dar tot timpul la valoare intrinsecă, mai ales pentru companii care au potențial foarte mare, deblocabil, precum Tesla, pentru că nu poți să zici că nu are un potențial mare. Poate să aibă potențial, în funcție de cum este gestionată de pe ea parcă s-a cam luat în ultima perioadă. Mă refer de către management, în fine, nu intrăm în detalii acum, dar poate să aibă o performanță bună în viitor și atunci merită acumulată în portofoliul meu de investiții, dar la o evaluare mai mică. În regulă, mă bucur că ai rămas alături de mine, îmi place foarte mult să ne conectăm și să discutăm despre piețe. Am strâns aceste informații ca să-ți spun că nu este doar tehnologia în prim plan și vreau să-ți mai pregătesc anumite materiale despre Bursa Americii. Pentru că vedem că din ce în ce mai mulți bani intră în această bursă, indicii de referință cresc la cote maxime și atunci vreau să discutăm despre bursă pentru că sunt foarte multe oportunități. Vreau să avem o mentalitate în abundență și să înțelegem faptul că sunt foarte multe oportunități în piețe, nu doar tehnologia, nu doar semiconductorii, sunt și alte oportunități pe care le putem capitaliza, bineînțeles, dar trebuie să fim informați. Un om informat este un om puternic. Și atunci vreau să devenim împreună puternici. Până data viitoare, te salut!